bună! No, Bine te-am găsit! Daniela Simulescu aici. Iată că vine o nouă săptămână și iată că astăzi ne pregătesc foarte multe aspecte, țin să vă spun. Unul dintre ele aș putea spune că e puțin istoric, e memorabil, nu cred că va crea neapărat evenimente, însă ne va da câteva lecții prețioase pentru viețile noastre. Bun, dar haideți să ne uităm așa la toate atât și la cele istorice, cât și la cele minore. Ca asta voiam să vă spun. Avem unul care contează cu adevărat, dar și altele care sunt normale, pentru că ele sunt ciclice. Bun! Încă de mâine țin să vă spun că Mercur ne pregătește, iată, un sextil cu Uranus. E o zi bună pentru inspirație, dar că vedeți voi, inspirația trebuie să fie puțin diferită, că asta îi place lui Uranus. Adică Mercur în pește cu capul în or, dar Uranus în taur zice mai coboară și pe pământ și încearcă să faci lucrurile diferit față de cum au făcut ceilalți din spatele tău sau cum fac alții din jurul tău în acest moment. Aș putea spune că e o zi mai pământă pentru a ambina, iată, atât partea mai practică a vieții, cât și cu tot ce înseamnă inspirație. Da? Și cu dorința de a da. Mulți cu un asemenea aspect să știți că vor evada în tot ce înseamnă zona online, în tot ce înseamnă digital, în tot ceea ce înseamnă lumea uh, virtuală. Acum, în ultimul timp, cu toții facem asta. Nu mai sunt mulți oameni care să nu se trezească dimineața să se uite pe telefon imediat, dar am face bine ca mâine să ne dăm seama cam cât consumăm în lumea virtuală și cam cât stăm cu mintea în lumea reală. Bun! Asta dacă nu cumva... Uh, Virtualul va deveni real la un moment dat, ce să facem, dar până atunci mai este, cred eu. Pe 5 martie avem acel aspect istoric de care spuneam, e vorba de o conjuncție între Chiron și nodul nord în semnul berbecului. Aspectul ăsta poate să aibă o definiție, orice îl implică pe Chiron are, are o definiție legată de durere, dragii mei, pentru că uh, povestea lui Chiron este de așa natură încât... Uh, să ne lase și pe noi îndurerați și bineînțeles să ne aducă aminte de rănile pe care le avem. Aceste răni pot fi fizice, dar și emoționale și bineînțeles și mentale. În momentul în care Chiron se întâlnește cu nodul nord, Vedeți voi, nodul nord e considerat destin, e considerat sensul vieții, e considerat misiunea vieții, ne plac cuvintele astea atât de mărețe, eu nu sunt atât de acord cu ele. Cumva nodul nord e o zonă de disconfort destul de mare în viețile noastre, e o zonă la care vrem să ajungem dar ajungem când trecem din această viață, că toată lumea își dorește să știe care este nodul nord. Dar nodul nord cred că este o finalitate sau aș mai putea spune că nodul nord este un punct de sprijin sau un punct de un punct care, o limbă străină pe care noi să o învățăm astfel încât să ne ajute mult mai mult în viețile noastre. Oricând Chiron se întâlnește cu nodul nord care este considerat destin, sensul vieții, misiunea vieții și așa mai departe, poate o veni o vreme când voi îmbrățișa aceste concepte și aceste denumiri, cred că mai e până acolo trebuie să vă gândiți la un lucru. Durerea este cel mai bun profesor. Durerea te învață de mic, unde să nu mai calci, unde să nu mai, cu ce să nu te mai joci, unde să nu te grăbești, ce să mănânci, ce să nu mănânci. Pentru că atunci când doare, tu atunci trebuie să-ți dai seama că e ceva ce nu funcționează. Problema apare când nu ne ascultăm cu adevărat, când nu am fost învățați să ne ascultăm, când în jurul nostru am crescut cu tot felul de tipare din acestea mai masochiste da? Și de-a lungul vieții dezvoltăm bineînțeles și noi aceleași tipare și ajungem să nu ne mai săturăm de durere Or, Chiron are legătură și cu tot ce înseamnă dependențe, tot ce înseamnă relații toxice, tot ce înseamnă masochism Știți cum e? Povestea lui e foarte grea, așa dacă am mai, am mai spus-o în emisiuni. Și multă lume îl consideră pe Chiron vindecătorul care nu s-a putut vindeca, ceea ce nu e adevărat. E o, doar o metaforă așa frumoasă, că ne place nouă să folosim metafore în astrologie. Chiron în marea parte a vieții sale a vindecat, doar că atunci, la finalul vieții, nu s-a mai putut vindeca pentru că, vezi, domnule, nu avea condiția necesară în acest sens. Ce ne învață pe noi Chiron e că ne place să ne facem rău, de cele mai multe ori și că nu ne ascultăm și că în momentul în care ne picurăm așa câte puțin, câte puțin, câte puțin nivelul de toleranță crește și la un dat devenim dependenți de acel ceva sau acel cineva care ne face rău și stăm acolo și stăm acolo și stăm acolo și stăm acolo și ne obișnuim și la un dat nu mai reacționăm problema este, problema cea mai mare este că nu știu, calitatea vieții nu mai există, nu mai, nu mai funcționăm și aproape că în momentul în care nu mai avem rana, nu mai știm cine suntem. Că avem o cicatrice, avem o rană, știți cum este? Chiron are și are în spate și rana de abandon și rana de respingere. Și momentul în care nu ne mai respinge nimeni, nu ne mai, abandon, nu ne mai abandonează nimeni, Noi cine suntem. da Sau nu ne mai face nimeni rău, noi cine suntem. Și căutăm, iată, cu disperare de cele mai multe ori durerea. Și o căutăm și o căutăm și o căutăm. Am a, în porții mici există în viața fiecăruia, însă când trecem un prag, durerea aceasta nu mai poate fi vindecată și va trebui să rămâi cu ea și să o gestionezi astfel încât să funcționezi. Ce ne învață o asemenea conjuncție, dragii mei, o să vedeți în stânga în dreapta vindecare, marketingul ăsta, vindecare, iarăși portal, vibrație, o să vedeți tot felul de expresii. Ce trebuie să învățăm noi, dacă vreți, mai ales că vorbim despre o conjuncție în semnul berbecului, gândiți-vă care vă sunt rănile voastre. În primul rând, cele fizice și pe urmă, cele emoționale. Da? Și gândiți-vă că ele sunt motivele de cele mai multe ori pentru care stați într-un loc de muncă unde nu vă simțiți bine, pentru care stați într-o relație unde nu, nu funcționează nimic, pentru care mâncați pe fond emoțional, vă drogați pe fond emoțional, consumați alcool sau alte substanțe, deci sau. Știți cum este? Oamenii care caută, alți oameni care să-i respingă și să-i abandoneze. Nu e vorba despre oamenii ceilalți, este vorba despre oamenii care caută așa ceva. Dar trebuie să, ce te învață Chiron, că asta a trebuit, a trebuit să-și accepte rana. Să-și accepte odată că a fost abandonat și respins de părinții lui. Știți că a fost preluat de zeul Apollo la curtea asta și a devenit învățătorul zeilor. Și pe urmă când a primit săgeata otrăvită, păi da, în picior, el fiind semizeu și nu putea să moară. A trebuit să accepte durerea și rana. Aia așa și noi pe planeta aceasta, noi muritorii de rând ăștia la care ne raportăm zi de zi. Trebuie să ne acceptăm durerile. De multe ori se zice că trebuie să înveți să trăiești cu durerea, de multe ori se zice că trebuie să o accepti, dar oamenii cred că să o accepti înseamnă să taci din gură, să nu te plângi, să nu comentezi, să nu te victimizezi. Și ajungi să te împrietenești cu durerea și devine cea mai bună prietena ta și efectiv nu mai există nimic în afară de această durere. Acceptarea nu înseamnă asta. Acceptarea este să recunoaștem că avem o problemă, că avem un viciu, că avem o dependență și că ne place să stăm în relația respectivă și nu înseamnă neapărat că vom scăpa de acestea, dar poate găsim butonul necesar să mai minimizăm, să echilibrăm pentru că arhetipul berbecului, să știți că vorbește despre eu, vorbește despre primăvară, despre începuturi, despre cine sunt eu, despre egoism. Egoismul acela sănătos de care avem nevoie cu toți, dragii mei. Adică momentul în care te sacrifici mai mult decât este cazul și oamenii nu-ți întorc, iată, aceste, acest sacrificiu, tu în loc să stai să te plângi că, uite, te-am iubit, te-am salvat, te-am vindecat, mi-am petrecut ani de zile și tu nimic pentru mine, nu e vorba despre celălalt. E vorba să faci un pas în spate și să-ți dai seama că ție îți place să faci lucrul ăla și că asta cauți. Dar că nu are rost să te mai victimizezi, că nu rezolvi nimic. Da. Și în momentul în care o să-ți se facă așa lumină în viață, o să ai un șoculeț. Um, sau în momentul în care mănânci, mănânci, mănânci. Chiron are chestia asta. Mi s-a întâmplat deseori să întâlnesc oameni cu un chiron puternic în hartă și să aibă tendință de îngrășare, dar așa pe fond emoțional câteodată, dar și din cauze clinice, să le spunem. Da? Și mănâncă, mănâncă pentru că ascund un gol, ascund sau acoperă, în niciun caz nu-l umplu. Și nu doar mâncarea, vă spuneam mai devreme și de alte substanțe. Să știți că foarte mulți oameni care ajung dependenți de droguri au, această, au pe chiron foarte puternic în hartă foarte, foarte puternic sau alcoolici uh, sau tot felul de alte obiceiuri. Că știți, la un moment dat când am venit eu uh, la facultate, era, era o cercetătoare undeva la Piața Unirii, avea o rană pe picior, o rană foarte mare, da? și tot uh, își lua cicatricea de acolo, știți? Adică efectiv își provoca rana aceea pentru că rana aia aducea un venit în plus. Că, da. e, când ne luăm cicatrii, ne luăm coaja de la rană și o luăm și o luăm și tot ne place să fie acolo, e pentru că în sinea noastră nu ne simțim iubiți, nu ne simțim apreciați, nu ne simțim, nu ne simțim adorați. Problema e că vor apărea oameni care vor dori să facă lucrurile astea, dar nu în felul în care ne așteptăm noi. Și doar, doar atunci când ne abandonează sau ne resping sau joacă, știți cum e în relație, jocul la vino, vino coace, du-te încolo, atunci ne simțim iubiți pentru că aia ni se pare nou familiar. De, de cele mai multe oameni oamenii care au un chiron puternic în hartă, nu doar că au aceste tendințe, dar în povestea lor apare undeva o frică de abandon, poate chiar un abandon. Abandonul nu neapărat cel fizic, dar cel și cel emoțional, pentru că poate părinții uh, nu au fost alături de tine în primii ani de viață și te-au lăsat la bunici, la rude și te-ai simțit abandonat, dar și tu de-a lungul vieții, pe urmă, vei căuta situațiile astea în care să te simți abandonat. Deci trebuie mai întâi să recunoaștem că sunt în noi aceste răni și de asta vă spuneam, durerea este cel mai bun profesor. Poate să fie precum o metaforă ca acelea de care mai fac eu mișto din când în când, dar cred că poate să fie și la modul foarte practic și pragmatic și cotidian. Să ne dăm seama din care durere uh, plecăm către o relație, din care durere plecăm către un loc de muncă sau din care durere plecăm către anumite parteneriate pe care, pe care le avem și să nu uităm de obiceiuri, dragii mei. Adică dacă puteți să stați zilele ce urmează să vă gândiți, domnule, care e prima mea durere, care e durerea mea majoră și, și ce caut eu? De ce o caut eu peste tot? Ce aș putea să fac eu cu durerea asta? Că nu ți-o vindecă nimeni. Lui Chiron nu i-a vindecat nimeni durerea respectivă. A trebuit să renunțe la o parte din el. Nu discutăm aici. Dar trebuie să renunțăm la o părticică din noi, la părticica aia care îi place să sufere la părticica aia masochistă. Nu o să mai fim nimeni fără, că știți cum e, mi se întâmplă deseori să aud, Daniela, dacă nu e relația cu năbădăi, dacă nu e cu chin, cu traumă, cu suferință, nu e iubire. Aia, așa au învățat unii oameni să iubească, după cum vă spuneam. Dar aia nu e neapărat iubire. Da? E momentul în care îți dai seama că undeva înăuntru tău, sau poate chiar, nu știu, te doare ceva prin corp. E o mică rană undeva, accept-o, acceptă și nu mai căuta vindecarea prin alții. Că despre asta vorbește conjuncția Chiron, nodul nord în Berbec. Vorbește despre tine. Vedeți, lucrurile pe nodul nord nu sunt foarte palpabile. Trebuie să stăm noi să ne dăm seama ce, ce, înseamnă, unde vor să ne ducă, ce limbă străină este, cum o putem învăța, cum o putem folosi, cum ne poate ajuta de acum încolo. Deci vă invit să folosiți această conjuncție. Probabil că um, voi discuta pe larg și în alte misiuni, așa că și, bineînțeles, foarte multe articole pe AstroSense despre Chiron, să știți că vor fi. Și după ce Mercur a făcut sextilul cu Uranus și trecem și de această conjuncție care vorbește de durere și de suferință, ce credeți că se întâmplă pe o martie, culmea și când este ziua femeilor, Mercur face o conjuncție cu Neptun în semnul peștilor. Aici Știți cum este? Orice în astrologie, vă spun eu că este și o resursă și o vulnerabilitate. Cu Mercur, în conjuncție cu Neptun, iertăm, ne imaginăm, ne facem noi povești despre alții, suntem inspirați, scriem poezii, cântăm, facem filmulețe, suntem creativi, dar în același timp, cu o conjuncție între Mercur, comunicarea, gândirea și Neptun, haosul, mințim, păcălim influențăm, manipulăm sau noi pățim toate acestea. Și atenție, nu e vorba doar că alții ne fac nouă, că dacă are tendința să facă, are o tendință conjuncția Mercur-Neptun, să se victimizeze. Toți sunt de vină, toți, 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 tu nu mă iubești, tu nu mă vrei, tu nu mi-ai zis, dar undeva, de ce ai ajuns în situația respectivă, exact ce vorbeam de Chiron în Nodul Nord, energia peștilor dizolvă da, și distruge și nu mai știe și confuze și haotic și te lași influența sau tu vrei să influențezi Pentru că vrei o portiță de scăpare Așa că, doamnelor și domnișoarelor Deși este ziua noastră, iată pe o martie Nu vă lăsați atât de păcălite Pentru că e un risc destul de mare Adică să vi se facă declarații La mulți ani, iubita mea drăguța mea Și așa mai departe, dar nu credeți tot da? Cât mai degrabă mai de Spuneți-le așa în față, domne, da, da, da Sau poate vreți să vă lăsați Păcălite pentru că nouă oamenilor nu doar uh, femeilor, dar în general oamenilor le place să fie mințiți în anumite momente pentru că uh, viața câteodată e grea, e nasoală, e gri și o minciunică, iată, ești minunat, ești minunat, suntem minunați, sunt extraordinari. Nu, e, nu se întâmplă nimic pe lumea asta la nu avem colo războaie, nu avem colo probleme, nu avem, nu avem, totul e minunat în lumea asta. Deci, iată, conjuncția asta ne urcă pe niște norișori uh, sau ne face să să-i păcălim și pe ceilalți, sau să ne lăsăm păcăliți. Bun. Pe 9 martie, soarele face un sextil cu Uranus. Aici e, e, e rost de schimbare, e rost de, um, de a aborda altfel o situație, mai ales, iarăși, când e vorba de vindecare, cine știe. Pe 10 martie, aici, aici. Aici avem un care Marte-Uranus, care mie nu-mi place. De câte ori Marte face un aspect cu Uranus, Noia Bună. E rost de conflict, e rost de conflict pe neașteptate, e roz de declarații agresive și cum Marte este învărsător, bineînțeles, avem și tehnologia. Iar Uranus ține tot de tehnologie și cumva când cei doi sunt tensionați, un unghi de 90 de grade, cum vă spun eu de fiecare dată să fac un unghi de 90 de grade să vad așa. sau așa cum fac de obicei, uh, sunt tensiuni. Marte vrea război. Uranus vrea detașare, Marte învărsător vrea război prin tehnologie, Uranus în Taur zice da, da, să nu uităm și trecutul, să nu uităm și pământul și iată, vor fi iar proteste, vor fi iar declarații, vor fi iar tot felul de inițiative care nu ne vor face să ne simțim bine. Știți cum e? Unde dai și unde crapă. Tot pe 10 martie avem o lună nouă în pești, însă din păcate este o lună nouă în conjuncție cu Saturn. Știți părerea mea? Luna nouă nu are treabă, nu ne ajută cu mare lucru, dar um, e așa pentru intenții, pentru manifestări sau cum am vorbit în ultima lună nouă, cea din vărsător din februarie, cu portaluri de energie. Domnule. Doar că țin să vă spun că portalurile de energie nu sunt bune deloc acum pentru că luna nouă e în conjuncție cu Saturn și iarăși cumva... Cred că un light motiv al săptămânii viitoare este suferința. Dar și vindecare în același timp, pentru că Saturn îți arată realitatea dură, cruntă, nesuferită, îți o arată în alb și negru Știți cum este luna asta nouă în pești? E diferența între televizorul al negru și televizorul color da. Există și în alb negru, există și în color Doar că nouă ne place mai mult în color În alb și negru ni s-ar părea așa Se arbă neplăcut da, Cred că e cazul ca unele situații Să le tranșăm în perioada următoare Și să acceptăm Arhetipul peștilor vorbește Iată, după cum vă spuneam, de iertare De inspirație, de vindecare da? Dar când vine Saturn acolo zice Da, da, când și cum Și cât Cât investește A, ah, ok, ești bolnav și ce faci cu asta? A, ok, suferi. Bun, și ce faci cu asta? Bineînțeles, există o etapă în care să te plângi, să te plângi, să te victimizezi ca toată lumea când pățește ceva. Dar zice, până când, dacă vrei să lucru, meargă lucrurile bine, dacă vrei să funcționeze, dacă vrei să ai ceva palpabil, cât stai să te plângi, cât stai să te victimizezi. Trebuie să te dizolvi puțin, să dizolvi puțin din tine părticica respectivă. Iar un lăn nou în pești, ce să vă spun, dacă vreți să scrieți cărți, poezii, să scrieți scenarii de film, dacă vreți să visați, dacă vreți așa, teoretic e minunată. Dar practic nu face mare lucru. Nu uitați totuși că e în conjuncție cu Saturn și când visați pe 10 martie, dragii mei, să nu visați la modul ca în romanele acelea. Nimic nu are cum să se întâmple. Nu, domnule, nu m-a înșelat partenerul. Nu, domnule, mai am bani în bancă, deși eu am o groază de datorii și mi arată, mi -arată aplicația pe telefon că -am, nu mai am bani. Dar eu am, eu sigur am bani. Eu sigur îi atrag, cum mai fac eu câte o glumă cu colegiile mele de la Astrosens. Dragile mele, să manifestăm niște trafic astăzi, să intre lumea să ne citească articolele, da? Așa și voi puteți să manifestați și manifestați și manifestați. Știți că sunt ironică de cele mai multe ori când vorbesc despre aceste evenimente, dar da, o lună, nouă, în pești, nu face nimic. Nu face nimic. Singurul lucru, dacă vreți să folosiți așa, dacă vreți, este să vă ocupați de vindecare. Efectiv, mi s-a părut haios cum s-au plâns guvernanții că sunt prea multe concidii medicale, domnule, și că trebuie să le impozităm. Dar oamenii sunt foarte bolnavi. Oamenii sunt bolnavi. Sunt fer convinsă că unii profită de partea asta cu concediu medical, dar oamenii sunt bolnavi, sunt mai bolnavi ca altă dată. Adică trebuie să acceptăm și trebuie să prevenim înainte de a ajunge, pentru că dacă îi place ceva lui Saturn, îi place să cronicizeze și să te aducă într-un punct. Știi, când nu se mai poate, atunci te duci la doctor. Da? Bun. Și lăsați-mă și cu spiritualitatea, și cu ezoterismul, și cu Vindecarea emoțională și cu. lăsați-mă și cu astea, că nu există pe o lună nouă în pești, lângă Saturn, nu există. Există realitatea asta nasoală, dură în care trăim, mai întâi o acceptăm și până vom avea parte și de uh, inspirație, și de speranță, și de uh, momentul în care accepti, știți cum vă spun eu, treci de la resemnare la acceptare, accepti, domnule, că se poate vedea și în alb și negru, și la un moment dat încep să prinzi și niște culori, să știți. Dar până acolo e ceva. Da, deci puteți să stați voi să manifestați, să vă puneți intenții în perioada asta, cât vreți și cum, să știți cum toate cărțile de dezvoltare personală să le cumpărați. Eu, iau te ironia din mine cum a ieșit. Toată, și bine, n-a și degeaba pentru că oarecum pe 10 martie și mercuri intră în berbec. Treaba, treaba, adică ieși în pești unde s-a victimizat și se duce în berbec și zice gata. La unde se va apropia și el, iată, de Chiron și de, Nodunor, Nodul nord, tocmai de aia, gata, domnule, ce atâta, ce atâta stat. E greu, viața asta noastră e grea. E grea de la primii anișori la ultimii anișori, să le spunem așa. Bine, când, sunt copii, nu, când suntem copii, nu conștientizăm. Dacă când creștem, dacă alergăm după bule de săpun, dacă alergăm după păpădii închipuite, nu se întâmplă nimic în viața asta. Sau poate se întâmplă, dacă voi ați găsit uh, cheia succesului, să ajungeți la miracole, eu vă spun că alea se întâmplă, nu că există miracole, viața se întâmplă că vrea ea, nu că ne imaginăm și sperăm, că mi se întâmplă, Doamne, deseori să vorbesc cu oameni și să-mi spună, Daniela, dacă mă gândesc eu, și dacă mă gândesc eu, sigur se întâmplă, de aia se întâmplă, că mă... dacă mă gândesc cu la persoana respectivă și ea se gândește la mine și mi-a scris pentru că m-am gândit la ea, nu, viața se întâmplă. Și avem impresia că dacă ne-am gândit noi, sigur, Sigur, se întâmplă și persoana respectivă se gânde. Nu, mi-am dat seama. Mulți dintre noi se pot gândi la multe persoane. Mulți dintre noi pot manifesta multe lucruri și nu se întâmplă tocmai. Pentru că atunci când e să se întâmple, se va întâmpla. Când nu e să se întâmple, nu se va întâmpla. Așa că puteți să stăm pe pernuțe și să merităm și să ne imaginăm și să atragem și să manifestăm și așa și pe dincolo și vă garantez eu că nu se întâmplă. Dacă se întâmpla 100%, mai mergea. Asta... Dacă vreți o definiție a lunii noi În Pești, e trezirea la, la realitate, dragii Deci, vedeți câte aspecte săptămâna viitoare care m-au inspirat să vorbesc destul de mult. Îmi și place foarte mult uh, să vorbesc despre lunile noi, mai ales când îl au pe Saturn. Pentru că să nu uităm, Saturn e. trece timpul, trece timpul, cât mai stai să te plângi, cât mai stai să te victimizezi, hai, merge înainte, fă ceva. Da? Frumos, frumos frumos, frumoasă săptămâna viitoare. Hai să mergem acum la, la, fiecare dintre noi. Îți reamintesc că avem aici un horoscop simplu, general, uh, teoretic, pentru cei care încă vin și îmi spun că nu le-am ghicit ce li s-a întâmplat în viețile lor sau că aud expresie de genul Uh, bat câmpii, ai depășit măsura, că vezi că nu ai spus uh, ce trebuia la mine, de parcă fiecare este buricul pământului și ar trebui să mă adresez tuturor celor 8 miliarde de oameni de pe această planetă. E greu, domnule, e greu. Bun, hai să mergem. Îți recomand să te și la Zodie și la Ascendent și să faci un mixaj între cele două. Începem cu berbecul sau cei cu în berbec. E adevărat că am vorbit foarte mult aici atât de conjuncția nodul nord, chiron în semnul tău, dar pentru că e vorba de nodul nord, nu se întâmplă mare lucru. În schimb, trebuie să ne gândim la celelalte aspecte pe care tu le ai mare parte în casa 12. Mercuri Mercur se întâlnește, iată, cu Neptun acolo. Avem luna nouă cu Saturn acolo. E, dragii mei, la voi chiar aș putea spune că e vorba de vindecare, de sănătate de mers la doctor, de făcut analize, de făcut investigații și mai, mai, spune ceva, să zicem, săptămâna viitoare, spune așa un pic de maturizare. Va atrage atenția asupra unor situații în care uh, preferați să fiți copil și nu adult. Ori cu cât stați în starea de copil, dacă sunteți copii, rămâneți copii, dar dacă nu sunteți copii, duceți-vă spre adult, că e mai sănătos așa. dacă stați să vă plângeți tot timpul precum un copil și să nu înțelegeți ce se întâmplă și să nu acceptați, Stați și voi o zi în starea asta, să zicem, dacă sunteți adulți, suntem că și o Dar nu prea mult. Că nu ajută la absolut nimic. Credeți-mă. Stați departe de oameni în care nu aveți încredere. Mercur în conjuncție cu Neptun în casa 12 vă puteți lăsa influențați. Stați departe de tot felul de promisiuni te vindec eu, am găsit metoda perfectă, scap de asta, aveți un clipulesc pe YouTube și zici, gata, mă duc la specialistul ăsta, că uite ce scrie în comentarii. Stați departe de tot felul de șarlatani, stați departe de oameni care vă pot influența și nu în cel mai plăcut mod, stați departe de a relua discuțiile cu persoane din trecut care v-au făcut rău sau care nu vă mai ajută la nimic. Chiar dacă unele decizii dor mai bine, mai puțin, decât să stați, să suferiți, să vă enervați, să vă supărați. Profitați în continuare de faptul că Venus și Marte sunt iată în casa 11 -a. Cumva e nevoie și de socializare, dar atenție la oamenii cu împreajma cărora veți sta Iar careul ca dintre Marte și Uranus de la sfârșitul săptămânii S-ar putea să facă niște derani și în buzunarele voastre Trecem la Taur sau cei cu aștinetul în Taur Dragii mei, Marte în casa 10 va face careul ca cu Uranus din casa 1 -a. Știți cum sunteți voi săptămâna asta o parte din voi vrea libertate extraordinară, dar se va, vă veți implica în proiectele care nu vă permit libertate, ca să vă certați cu oamenii din jur. O parte dintre voi nu vrea libertate, să zicem, da? și uh, se bagă în proiectele unde e prea multă libertate. Și iar nu vă convine că nu vi se spune ce să faceți. Și cu Marte în Casa 10, a, bineînțeles, șefii uh, se uită la voi și nu înțeleg ce vi se întâmplă. De ce nu puteți să aveți continuitate? De ce nu puteți să fiți liniari în proiecte sau voi să vă supărați? Că domnule, de, de ce nu știu un lucru clar și de el să mă țin? Pentru că nu are cum. Săptămâna viitoare este instabilitate, este zăpăceală. Nici voi nu știți ce vreți, treceți de la o stare la alta, știți cum e, mâine sunteți într-un fel, poi mâine sunteți altfel, răspoi mâine iarăși vă reveniți, nu înțelegeți. Cât Câteodată, ca să iasă din noi uh, idei, soluții creative, trebuie să ne tensionăm puțin, nu prea mult, dar din când în când. Înseamnă că nu mai merge ce mergea. Și ca să progresezi, ca să evoluezi, trebuie să schimbi ceva. Ori nu o să schimbi dacă faci la fel. Și știți cum este ieșirea din zona de confort? E destul de greoaie și e destul de scandaloasă și provocatoare. Nu o să vă fie ușor, dar nici imposibil din punctul meu de vedere. Acea conjuncție dintre Mercur și Neptun și vă va atrage atenția asupra zonei financiare, dar asupra și oamenilor cu care vă înconjurați, prieteni mai ales. Trecem la gemeri sau cei cu aștinentul în gemeni? Dragii mei, Conjuncția Mercur-Neptun nu este bună Nu este bună odată pentru că se petrece în casa 10 -a. E și Saturn pe acolo și am putea spune că nu își face de cap conjuncția Eu am micile mele dubii Mercur e guvernatorul vostru, se întâlnește cu Neptun care ia mințile Și efectiv nu știți ai cui sunteți, nu știți în cine să credeți, nu știți pe cine să urmați Problema e că nu aveți încredere nici în voi și când e așa un haos uh, și o confuzie interioară destul de crescută, ce se întâmplă? Luați decizii proaste uh, sau pur și simplu amânați. Aveți nevoia de a, nevoie sau tendința de a procrastina. Sau efectiv, știți cum e, ziceți că scrieți ceva, dar vă treziți scriind alte cuvinte. Ziceți că vă duceți spre un local, luați mașina și cumva o luați pe alt drum. Cam așa se întâmplă săptămâna ce urmează. S-ar putea ca spre finalul săptămânii să fie și niște decizii la locul de muncă mai neplăcute, mai, nu știu, să fie momente din acestea în care simțiți că nu sunteți apreciați sau simțiți că munca voastră nu se vede, că nu, nu sunt rezultate. Dar atenție! Atenție dacă vi se spune că nu sunt rezultate sau dacă nu cumva credeți voi prea mult, că nu sunt rezultate. Aveți grijă la final de săptămână, la drumurile pe care le veți face și la evenimentele la care participați, pentru că vor fi foarte multe elemente surpriză. Deci la RAC sau cei cu așinetul în RAC? Dragii mei, e o săptămână pomenită pentru cei care studiază, pentru cei care urmează o formă de învățământ sau pentru cei care, nu știu, au vrut să-și îmbunătățească un domeniu. Dacă nu ați făcut-o, ar fi păcat ca cel puțin în prima parte a anului să nu faceți asta, să nu învățați, să nu citiți, să nu învățați o limbă străină, să nu o îmbunătățiți, să nu ieșiți să vorbiți cu oameni mai deștepți, mai înțelepți. Avem atâtea informații. Doamne, când eram eu mică, mică aveam o bibliotecă în casă și o bibliotecă în oraș. O... Atât. Nu exista internet, nu existau atâtea posibilități. Sunt prea multe cei i drept acum și nu mai știi pe cine să asculti și pe cine să citești. Și există atâta dezinformare încât ți-e și frică să mai deschizi iată, internetul. Dar chiar și așa, dacă n ai citit un roman, poate în adolescență sau când erai mai tânăr, de ce nu l-ai citit, citit acum? Cu siguranță îl poți găsi undeva pe internet sau undeva într-un anticariață. poate chiar Într-o librărie, la un preț mai mic. Dacă, iată, avem problema banilor, poate aflați de un eveniment în oraș, aveți o reducere, la un concert, la un teatru, la un eveniment. Că îmi dau seama, banii sunt cum sunt anul acesta. Au crescut atâtea prețuri, salariile nu au crescut la fel, pensiile zic ei că au crescut, dar se vor duce repede cu creșterea prețurilor. Deci, indiferent de vârsta pe care o aveți, săptămâna ce urmează, e important să călătoriți, să învățați, să studiați, să meditați, dar nu meditația aia cum vi se arată vă să meditezi acum, meditația aia, să stați așa, să vă liniștiți și să vă dați seama care vă sunt principiile și valorile și cea, ce compromisuri puteți face. Când eu aș putea spune că următoarea lună, nouă, de la sfârșitul săptămânii, vorbește despre ok. Asta pot să negociez, asta nu pot să negociez. De asemenea, Mercur se apropie de intrarea în casa 10-a carierei, așa că vă recomand ca încă de săptămâna aceasta să vă pregătiți terenul pentru că vor urma discuții cu șefii și ați face bine să dați bine zilele ce urmează. Deci la leu sau cei cu ascendentul în leu? Ei, vorbim despre bani, dragii mei, vorbim despre resurse. Vorbim despre resurse nu doar nu doar gândindu-ne despre bani. Am zis prima dată de bani, că să fim serioși, asta ne preocupă pe toți. Dar vorbim despre timp, despre energie, despre chef, despre frici, despre angoase, despre temeri foarte mari, despre anxietate, despre atacuri de panică. Da? Toate astea se pot manifesta foarte ușor, pentru că, iată, avem o conjuncție Mercur-Neptun în Casa opta și voi mințile. Efectiv, e de ajuns să citiți ceva, să vorbiți cu o persoană și să fiți așa precum un burețel, să absorbiți și pe urmă să începeți să creați voi tot felul de scenarii care mai de care mai ciudate. Pe care, Mercur din casa 7 face care cu Uranus din casa a 10 În, în vederea îmbunătățirii la locul de muncă trebuie să treceți prin niște tensiuni. De asemenea, tensiunile cu persoana iubită pot fi destul de crescute la finalul săptămânii. Pentru că ea vrea ceva, ea are unele planuri, voi aveți alte planuri. Și cumva cele două planuri nu prea se întâlnesc. Și trebuie să, trebuie să faceți în așa fel încât să vorbiți, să comunicați și să ziceți. Bine, tu vrei la mare, eu vreau la munte. Ok, tu când vrei la mare și eu vreau la munte atunci. Bine, facem în așa fel încât să nu vrei tu la mare când vreau eu la munte. Ok, poate tu vrei acolo, eu să vreau înainte sau după. Ok, dar asta ce înseamnă? Că acum mergem la munte, data viitoare mergem la mare. Sau... Trebuie să vă găsiți un mijloc Trebuie să vă găsiți un punct comun. Trebuie să vă găsiți numitorul acela comun să ziceți, domnule, ok, nici ca mine, nici ca tine, dar știm sigur că suntem adulți, suntem maturi și trebuie să mai lăsăm de la noi. Nu suntem un copil, ne așezăm în fund, dăm de picioare, facem un tantrum și stăm așa puțin, ne mai certăm, ne mai enervăm, dar ne revenim. Mai plec în camera cealaltă, mă mai întorc de ce mi-ai zis, dar mai spunem o dată, te enervez că trebuie să repezi, dar trebuie. Da? Deci, finalul săptămânii este destul de controversat pe plan relațional, dar aș putea spune că toate toate nebuniile astea, toate tensiunile sunt necesare. Ama, pentru cei care sunteți, de exemplu, în etapa de cucerire a cuiva, să știți că finalul săptămânii e puțin mai neplăcut. Sau să zicem că relația este foarte proaspătă, acolo pot fi probleme. Pot fi destul de multe probleme. Mulți dintre voi s-ar putea să ziceți, gata, n-am nevoie. Trecem deci la fecioară sau cei cu ascendentul în fecioară. Mercur, guvernatorul vostru, se întâlnește cu Neptun în casa 7, casa relației. Știți cum e? E de ajuns să vi se spună bună dimineața, soare, și deja a spicat în plasă. Să zicem că sunteți singuri și vorbiți cu cineva din ele acestea. E ceva dubios acolo, nu înțelegeți ce se întâmplă, dar nu luați încă o decizie. Și săptămâna viitoare, bună dimineața, soare, ce mai face? Gata! S-a dus! e de ajunsă, e ca și cum gata, e, v cerut în căsătorie, v-ați și mutat, ați făcut casă, făcut, aveți familie, deja o vedeți în bastonaș, în parc, plimbându-vă și râzând așa și bucurându-vă de viață așa cum ea, e un risc îngrozitor de a vă păcăli, de a vă lăsa păcăliți. Dar, cred că și voi puteți păcăli la rândul vostru, așa că aveți grijă. Cei care sunteți într-o relație, și acolo pot, pot exista destul de multe păcăleri și vorbe, așa să spun, exagerate, pompate. știți cum, umflate de dragul, hai să mai treacă și ziua de asta să nu ne scoatem ochii, că n-are rost, da? Dar vedeți cât de mult lăsați. În schimb, când Mercur se întâlnește cu Neptun, mai ales în casa așa, trebuie să aveți grijă la parteneriatele pe care le faceți, mai ales pe plan profesional. Dacă, de exemplu, eu un parteneriat care n-a mers și n-ați vrut, vrut să luați decizia, E o săptămână bună să o luați. Dar altfel, să începeți noi parteneriate săptămâna asta, nu v-aș recomanda. Stați mai departe, mai amânați momentul. Ce mai voiam să vă spun, vă, finalul săptămânii, pentru că Mercur schimbă semnul, e nevoie să aveți grijă și de partea financiară. Și grijă mare la scandalurile cu colegii. Deci, la balanță sau cei cu aștenetul în balanță. Dragii mei, sănătate. Mercur se întâlnește cu Neptun în Casa 6. Aici vă păcăliți colegii, colegii, vă păcălesc pe voi. Asta se întâmplă la serviciu, nu e o problemă. Dar sănătatea, dacă apare un diagnostic și nu sunteți sigur, mai cereți o opinie. Pentru că Mercur lângă Neptun e... nu-ți vine să crezi. E normal pe moment să rămâi șocat, dar poate mai auzi o variantă. De asemenea, și voi aveți un mare risc să vă lăsați păcăliți de tot felul de vindecători, mai ales de pe internet sau știți cum este foarte predispuși la dezinformare când e vorba de sănătate. De aceea vă rog să vă duceți la specialiști, la cei adevărați, nu căutați voi din ăștia la curs de stradă de care nu știe nimeni și să pățiți ceva. Evitați. A, e treaba voastră ce faceți cu viețile voastre, dar zilele următoare ia și evita. Aș mai lăsa să treacă timpul. Condițiile de lucru sunt puțin neplăcute pentru unii dintre voi, dar nici nu le puteți schimba. În schimb, știți ceva? Vă puteți păcăli săptămâna viitoare să faceți să treacă mai ușor problemele, da? să vă imaginați că sunteți într-o poveste care se va schimba la un moment dat, Pă voi vă ajută conjuncția mercur neptun că vă îmbunătățește măcar așa la, la, nivel mental ce se întâmplă în viețile voastre. Uh, probleme cu copiii la final de săptămână, indiferent că sunt mici sau mare, apar tot felul de situații neașteptate. Da, poate la școală, la grădiniță sau în viețile lor, cine știe ce se întâmplă. Deci grijă și la voi la sănătate. Trecem acum, iată, la scorpion sau cei cu accidentul în scorpion. Ei bine, sunt două aspecte la care vă rog să fiți atenți. În primul rând, conjuncția Mercur-Neptun din Casa 5. -a. A, sunteți cuceritori, grupa mare. După care, luna 9. Trecem peste faptul că e luna 9, dar Soarele se întâlnește cu Saturn în Casa 5. -a. Vedeți voi, e o săptămână în care pendulați între lasă-mă că o să fie bine bă, n-are cum să fie bine. Știți cum e ca atunci când uh, e relația dintre o persoană foarte plină de sine și o persoană codependentă. Persoana codependentă pentru că tot timpul hrănește pe celălalt, da? Uh, celălalt nu-i face bine. Dar îi zice, dar eu n-am vrut să-ți fac rău. Și voi știți că va a făcut rău. Dar amintea voastră, hai mă, că n-a vrut să-mi facă rău. După care vă aduceți amit. Hai mă că uite ce mi-a zis și mi-a făcut acolo. După care da mă, da. E căuta scuze. Nu este săptămână bună pentru a căuta scuze. Iar conjuncția soarelui cu Saturn trebuie să vă trezească pe unii dintre voi. Ok, cât o mai ducem așa? Ce facem pe viitor? Concretizăm ceva sau nu concretizăm? Ce, fac, ce mai creăm noi din relația asta? Care e rodul iubirii noastre? Unde mergem? Doar vorbim frumos, dar eu nu văd niciun rezultat. Nu văd nimic. Cât mai stăm așa? Fie că sunteți femei, fie că sunteți bărbați. Adică e o săptămână în care voi, voi trebuie să vă dați seama ce vreți, nu ceilalți. Că ceilalți, dacă vă văd că astăzi sunteți așa și mâine să obișnuiesc și ei. Da? Deci trebuie neapărat să vă decideți ce vă doriți și încotro să o luați. Da? Iar pentru cei care să zicem că nu au probleme în relații, e o săptămână în care, da, o săptămână să vă ocupați și de partea aceasta. Hai să ne bucurăm, să ne simțim bine, mă, da, a doua zi trebuie să muncim. Adică e o alternare între stări, între, să spunem, între activități și e important ca săptămâna aceasta să nu fiți liniar în zona amoroasă, partenerială, ci să. Aveți și momente de uh, adulți și momente de adolescenți, momente de copii, adică să vă jucați cu aceste, uh, acestea. Uh, Marte, Marte, guvernatorul vostru, după aceste două aspecte importante din Casa 5, Marte face un careu cu Uranus. Pot apărea situații în familie la final de săptămână pe care nu le puteți controla, așa cum vă place voi, dar nici nu e cazul. Lăsați-le să se întâmple și mergeți voi mai departe. Deci la săgetător sau cei cu ascendentul în săgetător? În primul rând trebuie să aveți foarte mare grijă la drumurile pe care le faceți, la călătorile pe care le planificați, la biletele de avion, de autobuz, de microbuz pe care le achiziționați. Marte din casa 3 face un careu, iată, cu Uranus din casa A6. Și e bine, e bine să nu vă aventurați. Trebuie făcut totul cu mare atenție și, cum să vă spun, să nu riscați. Riscul nu e bun, viteza nu e bună, Uh, sporturile extreme nu sunt bune săptămâna aceasta. Și știți la ce trebuie să mai aveți foarte mare grijă, la ce vorbiți. Tonul va fi unul autoritar și destul de agresiv pe alocuri. Și oamenii din jurul vostru nu vor fi atât de mult de acord, știți, cu atitudinea voastră, cu modul în care comunicați cu ei. Aveți, uh, nu, nu vă spun să nu ziceți nimic, să nu vă spuneți nemulțumirile dar ați face bine să spuneți așa, din punctul meu de vedere, în ceea ce mă privește pe mine, în niciun caz să le spuneți și lor, stai, ai făcut, tu ai drept. Nu, zici, eu aș crede că, dar nu vă băgați peste viețile celorlalți. După care, conjuncția mercur Neptun în casa a patra este bună pentru a face pace cu o rudă. Mai tânără, mai în vârstă, e și satul pe acolo. Știți cum, un moment din ăla în care să vă dați seama că noi suntem mici. Foarte mici. Și că orgolul nostru este mare, egoul își face de cap, dar noi uităm de varianta noastră autentică și că nu are rost să ținem în noi mânie, supărare, resentimente, furie, fără, cum să vă spun, nu le țineți în voi. Faceți pace cu oamenii din familie și treceți peste tot felul de invidii peste tot felul de vorbe care vi s-au adresat, treceți, faceți primul pas către o persoană apropiată. Trecem acum la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Săptămâna ce urmează pentru voi aș putea spune că e una bună. Cumva sunteți mai bine aspectați față de alții pentru că iată conjuncția asta a lui Mercur cu Neptun pe voi vă ajută să fiți mai toleranți, mai empatici și să vorbiți poate mai mult și să, să fiți vulnerabili, să dați mai mult, să povestiți despre voi și să-i și înțelegeți pe ceilalți. Grijă mare aici la chestiunile administrative, când aveți de semnat acte, când aveți de făcut tot felul de documente, că vă scap din vedere foarte multe detalii. Pe urmă, la finalul săptămânii, Marte face careul cu Uranus. Asta e un aspect interesant, aș putea spune. Odată că vă aduce niște cheltuieli, dar vă și obligă să găsiți noi căi de a face bani. Pe urmă, fiind un care între Marte și Uranus în casa a 5 -a, cumva aș vrea să cred că unii dintre voi se gândesc că au nevoie și de plăceri. Depinde de voi ce înseamnă plăcerile și ce puteți să faceți cu ele și cum le puteți procura și cum vă puteți bucura de viață. Adevărat, acestea vor și costa de cele mai multe ori, dar important e să nu le uitați și să nu le neglijați. Mergeți la vărsător sau cei cu ascendentul în vărsător. Nu e bine. Nu e bine. Soarele se întâlnește cu Saturn în casa a doua. Mercur se întâlnește cu Neptun în casa a doua. Geaba aveți în semnul vostru, iată, și pe Venus și pe Marte. Marte va face și cariul cu Uranus. Geaba aveți aplomb, curaj, aveți așa să faceți lucrurile pentru că momentan doar cheltuiți doar cheltuiți, pierdeți bani, vă lăsați păcăliți. Știți cum este? Cheltuiți și banii pe care încă nu-i aveți. Deci las că vine salariul și cheltuiesc acum, că o să pun bani în salariu, nu o să puneți în salariu, cum va trebui să cheltuiți și pe aia. Deci, ama... știți cum este? Când e să se întâmple, să se întâmplă. Ce m-aș bucura eu să vă recomand și m-aș bucura să știu că faceți, este să aveți un buget de rezervă și un buget de risc, de urgență, să spunem așa. Și mi-ar plăcea să aveți în jurul vostru niște oameni mai în vârstă, mai înțelepți, care să vă spună, da, de ce vrei să cumperi paltonul ăla? Paltonul ăla costă, iată, 1000 de lei. Poți să găsești unul la 500 de lei, care să te țină tot așa mulți ani să fie bun. Dar nu că pe paltonul ăla scrie nu știu ce și uite, l-are cu influențăriță. Și uite ce bine îi stă și dacă îl iau și eu o să-mi stea așa. Și oamenii o să vă spună, Păi nu că e doar marketing, e doar publicitate, e, nu, 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 o să stea paltonul pe tine cum stă pe alții sau paltonul o să te facă, nu știu cum. Păi nu mă că uite, merită prețul, că e brandul. Mai bine nu, mai stați o zi, că nu luați decizia și stați de vorbă cu cineva și vă zice, mai stai, mai stai măcar o zi. A doua zi o să se plângă cineva de influențărița respectivă sau de produsul respectiv și zici, yes, bine că nu l-am cumpărat. Eu asta îmi doresc pentru voi, să nu vă grăbiți cu nicio cheltuială săptămâna ce urmează. Și poate vă demonstrați că aveți și voi din când în când momente nebune din acestea în care cheltuiți aiurea. Trece la pești sau cei cu așinetul în pești. Bun. Mercur se întâlnește cu Neptun pe 8 martie, în semnul vostru. Ce înseamnă asta? Știți cum e se zice despre pești că sunt haotici, că nu știu de capul lor, că sunt confuzi. Așa este. Doar că ei, când știu asta, ei caută ordine și caută logică. Voi, săptămâna ce urmează, sunteți și mai. Cei mai critici, cei mai exigenți, cei mai nesuferiți, cei mai nu suportați lipsa de ordine. Pentru că e atât de mult haos în voi, încât vă să arăți țandăra când vedeți și jurul vostru asta. Da? Deci iată, conjuncția asta Mercur-Neptun, vă ia mințile, dar voi încercați să vă controlați. Luna nouă de la finalul săptămânii, dragii mei, care se va petrece în semnul vostru lângă Saturn pentru unii dintre voi poate să aducă maturizare, pentru unii poate să aducă reîntinerire. Așa, da, că asta face Saturn. Pe unii îmbătrânește, pe unii intinerește. Dar trebuie să acceptați că viața nu e așa cum vreți voi. Și când acceptați, vedeți ce ușoară va fi. Și mai se mai întâmplă ceva, Mercur um, se pregătește să intre în Casa 2, va, va face chestia asta duminică. și pentru că există destul de mult și în Casa 12, s-ar putea să urmeze și niște pierderi financiare, așa că așteptați-vă încă de pe acum. Iar altfel, pentru că luna nouă este în semnul vostru, lângă Saturn, vreau doar să vă spun că ceea ce începe săptămâna viitoare e de lungă durată și trebuie să aveți să vă dați seama bine la ce vă înhămați. Să vă priască recomandările mele și să ne vedem cu bine zilele ce urmează.